situația în momentul acesta? Extrem de gravă în acest moment, pentru că pe nimeni nu preocupă la Constanța, dar nici la Ministerul Public la București, organizarea și pregătirea pentru deschiderea sezonului și pentru derularea sezonului de vară litoral 2021. Am pus întrebări primăriei Constanța, am adresat întrebări prefecturii Constanța, am cerut chiar părerea celor de la Apele Române pentru a ști când se vor preda suprafețele de plajă. Răspunsul primit oficial în ședință a fost numai de vreme de 14 mai, dar desigur am înțeles cu toții că este posibil chiar să se întârzie după data de 14 mai, când noi știm foarte bine că, așa cum spune legea, sezonul se deschide pe litoral la 1 mai. Vreau să spun că sunt deja în vânzare vacanțe pentru litoralul românesc, chiar și cu începere din primul weekend, cel de Paște și vacanța de 1 mai. Din păcate, nici operatorii de plajă, deși au trebuit să plătească deja avansul de 30% din valoarea întregului contract pe un an și vor trebui foarte curând să plătească avansul numărul 2, fără, atenție, să aibă suprafețe de plajă primite, nici operatorii de plajă nu cunosc cum pot desfășura în acest an activitatea pe plajă, ce se va întâmpla pe plajele nou nisipate, da, extinse. Noi, agențiile de turism, cel puțin nu știm ce vor putea face turiștii noștri pe plaje care au suprafețe de 300 de metri până la posibilitatea de a cumpăra da, o limonadă, un suc sau de a cumpăra ceva de mâncare. Nu știm dacă se pot presta activități comerciale pe aceste suprafețe de plajă, dar statul a încasat deja primii bani, primele avansuri și, repet, ne pregătim pentru plata avansului 2 pentru aceste contracte care, atenție, nici măcar nu au valori de chirii diminuate conform stării de pandemie în care ne aflăm cu toții. Ce v-au spus cei de la Apele Române? Cu cei de la Apele Române vom continua discuția după finalizarea întâlnirii de astăzi, la care noi, patronatul nostru, am invitat operatori de plajă din Mamaia și Mamaia Nord Năvodari. Colectăm problemele, sigur le știm în mare, dar vrem să găsim împreună propunerile cu care să mergem pe masa celor de la Apele Române. Ni se pare incredibil ca în continuare, din momentul în care Apele Române au preluat la Ministerul Mediului suprafețele de plajă, luându-le practic de la primăriile din Constanța și din concesionarea către hoteliere, așa cum se întâmpla până în anul 2006, vă amintiți acest lucru, ni se pare incredibil ca nici în acest moment să nu reușim să reglementăm după atâția ani faptul că plaja este o componentă esențială în pachetul de vacanță pe litoral. Oricine ajunge la mare și cumpără un pachet de vacanță pe litoral, nu face asta pentru camera de hotel, hoteluri găsim oriunde, nu face asta pentru restaurant, restaurante găsim oriunde, ci pentru plajă. Ori faptul că hotelierii nu știu dacă pot incorpora plajă, șezlongul, umbrela, în pachetul de vacanță, în tariful de cazare pe noapte, îngreunează foarte mult lucrurile pentru noi, pentru agenția de turism și dă o nesiguranță, desigur, turiștilor români, care între timp sunt invitați, așa cum ați văzut, în Grecia, în Turcia sau în Bulgaria. Mulțumim. E ok, da? Da, hai mai